Trebuie să fac actile. Uite-vă, ziceți că, uite-vă, ziceți țiganii că sunt ce săraci. Dai blatul din ăla tare cap teatra. A. Dar nu, să iei bușul ăla. Nu? Și pe noi drept. Fata ți-i acasă? Da. Și la cacala. Ia, că nu, e mașina aici. Da? Ați văzut cozonac și prăjitură. Și boc? La boc? Nimnii care are diabet. Voie. De ce? E acasă? Păi nu vezi că și-au pus pături țigani. Hai, deschide ușa. Ce s-a pus? Vin, vin, du-te băi, vină, deschide. S-o bate în fereastră. Ide la ușă. Unde a fugit ăla? A? Bă, cu păturile în fereastră stați, bă. Ce pături, bă? Ha? Ce pături, că îi perdeau din azi, din noapte. O cameră. Da? Doamne. O să-i că până să trezești, mă duc până sus la Pipi și la, la cacala. Ha? E normal că scolă-l. Spune-l să se spele cu apă, pe obraz. Ia. Înțelegi? Copiii verii, verișorii miei, ăștia-s ca frață miei. Pipi, cacala și grasul. Oare mai trebuie să mă urcăm o etaj? Ni. Ha? Cine ăștia au flori aici? Încă un etaj, așa Eliana. Caiușă, da. Aici. Auză. E un apartament. Nu, aici asta. Nu, cred că acolo. Ha? Aici, unde? Cine știe, bă, cine la cine bat? Ăștia ușa timpolantie. Unde-i Pipi? Ori stă-n pod ăștia? Dar unde stă ăștia în casă? Nu tu că ei stă pe partea asta. Dar ce scoale acolo în ușă? Ia. Ha? Bă, Pipi! Dar unde, la ce etaj stați, bă? La ce etaj stă Pipi cu cacala? Pipi, mai sus! La 3, așa-i? Da! Păi și de ce nu deschide să-l bat? Acolo e fi! Vedea scrimei la Pipi! E, dar să acasă ăștia la alții! Bă! Deci... Și acolo e cacala. Cacala! Pipi, acum am mers spre Mega. L-am văzut pe drum. Adică nu deschide, dar... Pentru. Dar unde sunteți părieți? La baie! Tu n-ai auzit tu că sun la ușă, bat la ușă? Era baie! Și ăștia la nu răspunde. Nu știu, cacala, iară, pași copii!
Hai, Liana, cu prăjitura. V-am adus prăjituri, să mâcni, dansatoare. Hai, că s-a schimbat asta, că mi-am luat o haină nouă. Hai, intrați. Unde sunt acasă ăștia? Îs acasă că... Am crezut că e Boc. De-aia nu sunteți terorizați de Boc, du-te-l. Du-te-l. Cacala! Cacală! Ai de capul meu, mă! Tu ești cacală? Nu. Vă căpătați. Da. Ați în cameră? Aha. Și eu primit aici, așa să ai paie. Dar copilul unde-i? E dincolo. Hai să văd. Unde ești, bă, să te sărut eu, unchiu, mă? Aici, că am vrut să fac o baie. A fost să văd. Tă bucătară-i. Tă bucătară ești, mă? Tă bucătară. Așa, ce ai învățat să prepari? Ultimile specialități și noutăți. Auzi, da, unchiu? Gordon bleu, știi? Nu. Nu. Bifte tartar, știi? Nu. Nu. Tocană de găină? Nu. Nu, dar ce? Tu ești la micul dejun ești? La salată. La salată? Da. Ia să vedem, salată Cezar. Da, știu. Car, cum e? Să văd. Numai salată fac. Da, zi. Ou cu mozzarella. Da? Ulei? Ulei. Bă, dar la școală mai mergi? Da, mai mă duc. Ce clasă ești? A 11-a. Ai învățat colindă? Nu, la ce școală ești? La Ralu Garipan. La care? La Ralu Garipan. Unde e? E ceva strategie? E școală. Da, da. Bun. Tu, dar face de mâncare tu. Ha. Hai aici. Hai aici la unchiu. Hai să iau haine. Ioi, să-mi ușorută eu. Vine aici, că e schelet. Dai să mânce. Dai să mânce, niu ai mânc. Măi, să-mi ușorută eu. Tu știi că eu sunt iu tău. Tati nu mi-a zis nimic. Cine-i la ușă? Mă, dar după ce vii sus, aprinde lumina tu. După ce, mă, ții pe întuneric, cui că pe fotbal vă uitați? Nu, deschis dincolo. Nu deschid eu, nu. Cine? Uite, ce și-mi ușorut, Bă, Boc, dar după ce ai venit sus? Pe cum să nu viu? Ai venit dincolo. E, dar nu. Ai deschis, ai venit aici. Nu, bine. Ce? Ce-o făcut? Zi! Zi ce-o făcut de ei făcut ei. Zi! El? Pipi, m-am întâlnit cu el jos. Da? Da. Înainte, când aveam 6 ani, el tată îmi scotea limba. Așa? Da, nu mami. Da, cercei cine ți-o cumpărat? Ce nu mi-a cumpărat, că nu mă știu. Ce? Cercei. Astea. Noi, ăștia noi. Noi ai zis că tu ești. Da, pe noi. Trebuie să-i schimbe gabar, dar ăștia de la naștere noi am cumpărat. Ceva, dar mi-am dat 5 milioane. Păi da, să-i schimbe mai mari. Și la mi-am luat de urmă. Ba da. La no. Care? La mare, la copil. E, cum îl cheamă? Nu, ai văzut. Alex. Alex, bă. Așa. Ai învățat ceva poezii la școală? Da. Să audă unchiul ce ai învățat. Ioi, up. Să aud. Da, nu le mai știu. Ha? Nu le mai știu. Cu pisica. Cu pisicuța, zo. Pisicuța mi-a tărcată, e activă ziua toată, sus pe bibliotecă sare, cu o singură lansare. E sigură? Te, nu mai știu. Iar ea masă când te pui... Nu, cu găinile. Zici cu găinile. S-aud. S-aud cu găinile. Ce? Nu mai știu. No, bine. Pisicuță, pis, pis, pis. Te-am vizat azi noapte-n vis. Te spălai. Te pieptănai. Pulă roșie.
unde roste îți spuneai. Și fă, cum să spăla, și cum să spăla, și cum să pieptăna? Să văd. Așa să pieptăna. Așa să spăla cu un sampon. Bă, bogoasă, bă, ești bandit, dar după ce ai venit sus? Cum să nu duc când aud? Că ai venit, Doamne, venit. Ia-i și-o mileșoară, ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, bă, copii. Mami, dar tu m-ai zis că nu mi-e nimic, Nelson. Așa a zis? Pipi, unchi. Așa a zis, măta? Da. E româncă, măta. Păi la tată tău, eu așa știu. E româncă. Nu? E nimic, eu așa știu. E româncă. Ce? E româncă, măta. A fost acolo, s-a. V-am mințit, v-a dus în eroare. Așa a zis, măta. Da, că nu-i nimic. Că mai zici, așa zic că o bași la zil. Zice, bag la zilul de bătrâni. Boc, trebuie să marg acolo. Da, normal. Da, unde-o mărs pipi cu cutia aia? Ați mâncat pizza? O cutie. O cutie de pizza. De-a lor a fost. Păi după ce-o dus-o? Păi te-o dus-o să nu mai fie mizerie aici. Uită-te ce am bătut în ușă și nu deschide. Ei, o fo, ei, că când am urcat sus cutia de pizza era jos. Că ei au de ce eu să cumpere și să o lăsă aici jos. E? Da. Zii, Boc, să te aud. Am avut la biserică cu toți, toată familia. Cu cine? Cu Sevi, cu Nora, cu copții. Și Grasu, nu Grasu, cred. Nu. Grasu, nu. Liana, dar scoate prăjitură de acolo, cozonac. Ia uite, du-te acolo la Liana. Cozonac și prăjitură. Vezi? Ea e bună, las că-ți dă măta să nu te murdărești pe mână. Nu-s mai bebe. Nu? Nu. Ia. Adă. Și cozonac să vii, mă, la prăjitură, mă. Așa. Să-l sărut eu unchiu și pe el. Să-l sărut eu unchiu. Bă, Pipi, bă, nu deschid ăștia, mă. D'acord, mă. Am bătut ca și o zis, nu deschide. Boc, nu deschide, mă, zis, o crezut că e Boc la ușă. Da, știi, am făcut liniște acum, adică am crezut că e Boc. Nu deschide, mă, că-i terorizez, bă. Da, mă, da. Bă, să nu-i deschideți voi ușa la unchiul Boc, mă. Bă, fii atent aici, Alex. Ție-ți, stai acolo. Ție-ți, drag, unchiul Boc, vine aici lângă mine. Ție-ți, drag, unchiul Boc. Da. Precis? Precis. Da? Boc. E nu, că... Uite aici. Ești nepoțul mei. Pe da. Care seamănă dintre ei cu Dadoș? Mai face baie, muia, da? Cu Dadoș, care? Face baie cu Pipi? Face baie? Păi și copiii? E sigur? Am zis că ăștia fac copii în continuare. Am zis că ăștia fac copii, bă. Bă, tu ai pus cutia de pizza pe jos la ăștia? De ce? La pizza nu stai aici. Zii. El seamănă cu Dadoș. El, așa e, de-aia am întrebat. El seamănă cu Dadoș, bă. Ia? El seamănă cu unchiul Dadoș. Alex. Să-ți lași musteața așa frumos, să nu dai jos. Că o să-l barberește. Cine? Că lasă să te barberească? Ha? Bă, Pipi, bă, lasă-l, dai pace, bă. Vrei să-l dai jos sau... Nu-i place cu musteață, mă. Ha? Uite-te, fata, mă. Să vezi ce pe poezii știe. Da, pe asta de tăte știe. Am amintit una. Nu, să cânti, cântă ceva, să vedem ce știe, ce ai învățat să cânti. Am învățat să cânt numai poezii. Dă-o, bă, și la muzică. E mâncat acolo. Ce cauți acolo, bilete? Au funcție și eu, țăpat acolo. E? Ia. Uite, bă, ce... Ce te-a plăcut așa grea, mă? Bă, nu știu. Mami, Sania! Pune să fac o cafea, mă! Mami, da, de-aia scurtă, Pipi. Mâine mere... Cu 4 litere. După mașină. Știi.
La Baia Mare? Da? Tu dă-le la copii prăjitură. Că-i rece, e bun acum. Du-te, țiți. Nică, Liana deja mâncă. Un tiubo, cum stai cu glicemia? Mânci tot prăjitură, poți? Da, bă, dar nu de... A, tu ești grasule. Grasul nu, că la grasul e destisă și la două. Da. Au crezut că să ia de pe Bayron, da. Când n-am bătut gras. Tot colindătorii, da. Tot așa tare în față fereastră, mâncați așa. Nimic! No, a? Pauză. Pauză la vas... Dar copilul unde ți-i? Mor să te duci să mă pe soacră la aeroport. Extraordinar, bă! Mere copilul. Da? Da. Ai forță lângă tine acum, Boc. Ai forță lângă tine. Are grijă de tine copilul? Da, e copilul. Nu prea. Bă, ce-ai ratat, bă, grasule, bă? Bă, ce-ai ratat, bă? Așa e un copil, mă. Bă, ce-ai ratat, bă? Ce bogăție ai ratat, bă? Ar trebui să smulgem și dinții ăia la care mai ai. Stai, stai, la ce ușor, mă, cu dinții. Dacă vezi pe copil, rămâi chiar. Așa e. Mâine când... Da? Când o să vezi... O să vezi pe... Dacă mai stai, trebuie să pară. Mai stau un pic. Tot seamănă cu el. Da. Pipi, ceva pariuri? Am pierdut pe Napoli, din prima, de la ora 1 m-au rad, ia. Da? O pierdut cu Empoli. Chiar ieșit din Amo. Bă, că ai făcut, ai câștigat și n-ai vinit că te mine, ai câștigat, bă. Băi, lasă-mă, Simon, că... Mă rog că mi-am luat hanile. Pe toți banii. Da? Pe pariuri sau pe... Să-i luat ăștia? Pe pariuri mi-am luat. Nu, banii, restul ce ți-a rămas. Bă, dar Buba mai are bani? De mult numai. Pe ce miz o jucat, Buba, când o prins? Nu știu, mă. Nu știu că i-o dat, eu, după cât știu eu, n-are cum să-ți dai aparatul cât să mag de bani. Mă gândesc că i-o dat jackpot-ul ăla, altfel n-are. Nici ecran de șoptat, cât e? Apoi să știe, mă, că n-are cum. N-are cum. Nu-i drept, nu-i drept. Dacă joci pe miză, pe un milion, dacă joci și-ți dă ecranul, 700 și ceva de milioane. Nu știu că cu Joker i-o dat, mă, nu știu. Cu Joker, da. Nu știu că aia e pe milion miza, mă. Nu știu că aia e pe milion, eu zic că ăla i-o dat. Cât e scurtă? Să-mi zici cât să las. Scurtă, mă, omule, dar ce ulcică mi-ai pus, mă, de ceai? Da, da, mă, dar n-am. Eu când văd ulcici de ale, mă speriu, mă. Da, mă, omule, dar să-ți poți să-ți bagi și nasul. Oprești-o că nu beau. Nu beau că mă deranglează ulcicile mari. Stai să văd, dar n-am mai. Auzi, vezi că sunt acolo doi cozonaci. Ce are asta? Să văd. Așa pune-mă lingură de zahăr. Îți pui și lapte? Nu, nu. Ba, pune și lapte. Ce lapte ai? Zuzu. Bun. Zuzulică, mă. Zuzu, mă. Ai vinuța, mă. Bă, Pipi, dar nu reușești să te muță mănășturul, mă. Nu pot, măi, omule, că mai am numai o șansă. Când... O mierlește, sau crai eu banii și m-am plecat. Așa se pune pe cameră și aude. Nu, să multă Sebi, ba da, și pe aia e mișcă. Frate tău. Treaba ta, o și vezi. Păi ce că ți-o pus-o acum ta zici așa. Păi de acum trebuie, câți ani are? Tână. Da, pe 61 de ani. Aoleu! 61 de ani. Luptă, luptă, luptă tu singur. Luptă tu singur, Pipi. Luptă singur, Pipi. Din 60, nu? Sau din câte? Da. Nu știu, dar știu că 60. Și 61. Zi, Boc, cum stai? Cu familia, cu ăștia, ești bine? Mă, ce să zic? Dă-i imprimire acum. Nu-i dau imprimire. Dar e Boc, nu. Hai că stau că lăsă cu cafea. Cu peștele m-am întâlnit la parte. La ce te uiți, mă? Ce meci ai? La penei, că deja... L-ai pierdut? Dinamo pierde, mâncat. Cu cine joacă? Ce are ăla? Cum? Pe seara ce face Steaua? Steaua? Cu Craiova. Păi Dinamo joacă sau Steaua joacă? Cu Steaua. Craiova. Steaua, tu nu vezi un Cluj joacă, a făcut X, CFR-ul X, aia lui Hagi X, 3DX. 3DX. De unde pula să spui, să pui 3DX? Nu. Preașile 500, mă dat. 50 de lei. Da? Nu, da. Napoli 8 pierdut. Și-o pierdut? Nu. A, pariu? Da. A pus pe Leipzig, a pus pe aia din Germania.
Să fac manetă, mă. Da. În cât timp lucrezi la restaurant, Alex? În cât timp îl pune la restaurant? Nu, la, dacă am ruflat, mă, că am fost acolo. Dar Gică, este? Că nu. Nu? Încă nu. Ești frumos așa e ca lui. Ca Dadoș. Ca Dadoș, așa era și un Dadoș. Așa era și un Dadoș. Dar tu l-ai cunoscut pe ăla? Pe unchiul Dadoș. Era mic, dar mi-amintesc el. Era pe spate cu acordeonul pe el. Hai să fac și eu cafea, mă. Alo, Nelson, am un da. Fac țigară. Ce? Una nouă. Ce face? Spui eu, mă. S-aud. Și că când râg, e, când râg e om, zice că ce bine am mâncat. E, am mâncat carne sau de alea. Acum? Țigară, ce fac? Beau suc Coca-Cola câte un pahar da. Și râg, e, și zic, ce ai mâncat? Am mâncat o bucată de carne. Și da, am mâncat un pahar de suc. Da, încă-i bine. Cine învață alfabetul de acolo? Fata? Fata. Da, dar acum știe. Da, le știe. Lasă-mă grasului, povestește. Ai cu buba să nu tine. La unde mă lăsa? Dar nu mai vii cu ea, deja e gata. Ah. Ea m-a separat. Eu venit și eu odată în viață norocul de câștigat și eu... N-am putut să câștig eu de-aș da. Cât își pagă-ți odată? Tot 50 milioane. Da? N-au putut grație. Ți-o lua și telefon. Nu, mă. Bă, ce-o cate înapoi, pătați. Unde mă să-l să? Cred că-l barberește. Eee, pe coptil? Aha. Uite-te, ce faci, amu? Ce pregătești acolo? Da? Lasă, bă, alea, bă. Nu mai prins să-mi pare, bă, Ștefan, e nimic, că vă luăm obelit. Pantalon să-mi iau. Da, auzi, adică. Dacă merg la ăsta, îți dă din aia pensie de bolă, că amu, tu ești bolnav. Ce bolă, dar eu nu-mi pot. Dar pe pijama o acolo, ți-i dacă nu-mi pijama o. Auzi, Ștefan, că Ce-a nu-i bolnav. Ce? Nu-i bolnav. Nu are nimic. Da, are bolnav. Așa e. Să se apoginească, mă. E? Ați crezut că moare Bog, mă? Da, voi ați crezut că scăpați de Bog, mă? Cine, bă, trăiește mult și bine. Trăiește muncă. Cine, Grasul? Că n-are, mă, omule, mă, tu singurul din neamul nostru, tu singur ai fost muncitor. Exact. Am, tu singur, ți-o plăcut să... Am lucrat de la vârsta de 15 ani, mă, m-am angajat. Merei, frigurile alea, merei la măturat de noaptea. Tot timpul am fost alergat. Merei la Cug, la Carbochin, pe unde ai mai lucrat? De două persoane am scăpat, zicând așa. A. Eram asuprit de tata tău, ei bine. Da, de el ai scăpat. De Maria am scăpat. Bun. Acum urmează ăsta să scăp de ăsta. E? Ești mai în pace. Și după aceea ești... Ești zimbru. O iei zimbru-i, bă. Exact. Auzi că e zimbru. Da. Dar nu mor până la 108 ani. Cam așa, unchiule. Cam așa. Nu mor de grabă. Aș trăi mai mult. Dacă aș fi liber. Auzi, bă, eu zic că nu-l îndroapă pe tata dacă te conserve. Ce pomană, mă, vezi de treabă, mă. Da. Ce pomană, mă? Ce vrei, ce? Și la cine pomană? Da, așa de la noi. Nimic, mă. Nimic, mă, apă la pești. Hai, mă, dar au zis ăștia... Apă la pești, măi. Ai promis că faci masă, că tu mai poți să lasă, dă-i pace. Tu nu vezi la cine să facă 2000 de sarmale, că nu-s atâția. Dar nu sarmale, că direct la ce? Valahia, cât o port, 30 de lei. Nu, o trecut vremurile. O trecut vremurile alea, Ștefanie. Nu zis bine, adică o să nu zis bine Dorui, nu zis bine Dorui, ne-a lupul ăla, părgălit. Păi ce tău, tu trebuie să iau un camion de cărnați, cât cărnați o mâncat. Da, vezi, tași că o mânca ei mai mult. No. Dar și cum mânca ei mai mult, ei vedeau și... Dar doar nici eu a făcut la tata așa și m-am făcut nimic. Nu știu asta, nu știu. Lasă-mă că țiganii mânca mai mult ca Boc. Râdea și mânca câte doi cărnați. Păi ei și îi rupeau. Și Boc când vine merea acolo, lua porția mea, că eu nu o luam. Da.
Pentru, da. Nu. Auzi ăștia, zice, nu mai, nu țipăm pământ pe el dacă face de astea. Auzi că... Și, la, și pe, pe boc cu liftul îl bagă jos. Ce pământ, bă? Cu liftul, mă, lasă cu liftul jos. Ce mormânt păi ce mormânt are acolo la mama tină? Da. Auzi că erai micuț, vineai cu tatăl tău aia. Și merem toți la cimitir, unii merem. Unii era Dados exact. Și mama. Exact. Mătușa Pic era mai încolo. O avut da, da, da. Mă, las că știu, mă. Bă, aici a fost... Dar eu știu, Ștefanie. Stai să spun. Aici, prima dată, au fost anul. Mai încolo. În au fost mama tine și Dados, mă, și erau două din ele, mă, erau. Nu, îngrădit cu ăla de fier. Da, mă, ăla de fier. Aia, ăla de fier. Da, l-a luat jos. Cum a fost? Cine l-a luat jos? Prima dată, cum a fost? Copii au fost lângă noi. Ăsta, George. Bă, știu că eu am fost acolo la mama tine. Mai încolo, până Pică. Și cine l-a luat de acolo? L-a luat ăsta, lui Valerica, lui Cucu, al lui Soros sau lui Dolca. A, acolo e mormântul lor, al Mătușa Pică. Da. Înțelegi? Aici da. Unde suntem noi, nu au fost nici aproape. Au fost Curca, care a murit Curca. Anul ăsta ai fost la mormânt acolo, la, ci, la luminație ai fost? Acum. N-ai da. Văzut ce fain am făcut. Ce nu? Păi n-ai eu că tot acotașul nu mai ți-a dus aminte că unde e. Unde e? Unde e? Pentru ce era după gard, cum era gardul înainte și trandafirul. M-am dus și nu l-am. Am plătit 120 de milioane, mă, la cimitir. Am făcut două morminte faine. Nu, mă, n-ai ce poți să-ți la poză. Da, au fost, Nelson. Da, fost, mă. N-ai fost. Am fost, până la urmă am fost. Bine, mă, omule, mă, cum ai făcut atâta, tot întreb. Dar nu mă zic eu. Am făcut. Bine. Și apoi la bătrânuța lui Lord îi trebuie cimitir. Margă și cumpere-și. Păi este acolo sus, la privat. Da. 2000-3000 de euro. Margă acolo. De. Dar acolo unii o pot... Și acolo unde sa, acolo e pocăiți. Acolo e... În spocăiță. Da. Ăla lui Cucu, al lui... Da, da, da. Ăla cu Valerica. Are acolo, are... Clipta. Vrei să-ți fac o cafea? S-a făcut. Da, e bună. Înțelegi? Da, e la masă. Deci nu, noi n-am avut amestec cu alor. Da. Am fost separat. Nu. Oricum nu mere nimeni la... La cum Mătușa o... Pică? La mă... Nu, nu, pe la Pică, da, sigur. Da. La Mătușa Pică. E. Nu mere nimeni, era mormântul ăla dezastru. A fost în pământ, mă. În pământ, da. Și dacă au fost cu pământ, s-a stăpat. Și acolo numai pocăiți au voie. Da, exact. Nu pot să cumpă. Da. Și eu, dacă nu era gardul ăla de nu pune mama... Îl lua și pe ăla. Și pe ăla. Da, mă, că mi-a zis popa. O zis, Nelson, în 2004, când o venit eu trecut mormântul pe e, atunci dacă vineai și demonstrai, tu demerai și demonstrai. Ăsta e mormântul lui frate meu. Plăteai, nu știu ce-a fost de plătit, vreo 2 milioane, atât o zis, știi, răstanță, o zis că nu plăti de 10 ani sau 2. 2 milioane și te trecea pe tine, mă. Zice, e proprietar. O zis că așa era atunci, mă. Dacă demonstrai că ăsta înțelegi și plăteai taxele, te trecea acolo pe tine proprietar. Dar noi nu suntem acolo... Simon, și cum o pot să spun eu, care au fost văduve și așa mai departe, le-a dat biserica gratis. La cine? Dar la cine să-i dai gratis? La mama și la... Bă, dar tu vorbești din vremurile alea, da. Dar mă, de cine zici? Nu, mă, eu vorbesc din coace, mă, la noi, mă, la tata acolo. Dar nu te oricum și de... Dar nu trebuie să am eu ceartă cu ei, Simon. Da. Nu trebuie, am acolo locul. Acolo unii Dados mere 3 persoane. Acolo unii mama, amu mere 2 persoane. Vezi. Dintre ăștia știi numai care, din copiii tăi care s-a pocăit după mine? Ciucurelu. Ciucurelu. Care e pocăit? Are acolo. E pocăit deja? Si. Da? De vreo 10 ani. Tu nu? Ăsta n-am nici de cum. Eu am zis.
Deci nu mă ciucurel. Ui, s-a pocăit mă ciucurel. Da, și muieră sa. Da? Și unde? La ce? La pendicostal? La Bondi, acolo. La Bondi? Da. Aha. Unde-s crucile, acolo e locul lui, în față. Unde-i gărduțul acolo, pământul acolo, au răsit. Până să moră. A. Știi tu precis ceva? Au avut ceva ur? Au avut. A. Au avut. Da? Au avut că eu m-am dus la el la spital și ultima instanță a zis către mine, mă, vreau să mă operez. Și a zis, du-te acasă și acolo, la acățul ăla, afară, acolo a avut în tolada lui Dador, de fier. Aia de fier, o știu, în cutia aia de fier, dar cum să nu, aia neagră? No, aia neagră. Acolo a fost băgat în acăț afară aurul și banii. Tu înțelegi? În spatele blocului? Da, la pom. În spatele bloc. La pom. Și m-am dus și au zis, să apă că acolo e Marta. Tezaurul. Și dă-o la doctorul. Nu, nu. Să mă opereze. M-am dus, am luat un nivel și am tot roscolit acolo. Și am găsit aur, era bijuterii, bilighete, inegre, lanțuri, tot era. Bun. Bani. Am luat și am pus în pungă și m-am dus la profesorul, la ăsta. Așa. La spital. Ne-am băgat acolo cu Leontina înăuntru. Când te-ai dus să iei de acolo cu Leontina ai mers? Sigur, cu ea m-am dus. Așa. Am dus și ne-am bătut la ușă, la că avea cabinet. La... Da, la cabinetul, la doctor. Și zice, ce-i cu dumneavoastră? Uite-ți, din fața lui domnul Damian. Știa că era prieten cu el, mă, că ducea coniacuri de ele de la șop, țigări, cânt și așa mai departe. Da, da, da. Și cafeale. A, zice, dumneavoastră, ești frate cu domnul, da, și soția. Am luat punga și am pus... Pe masă. Pe masă, am golit. Când a văzut ala, s-a tras de cap. Dar ce-s cu ăștia? Ce cu treaba asta? Am zis, doctor, pentru dumneavoastră. Am adus ca să pot să-l ajut la fratele, măcar o lună de zile să trăiască. O zis, îmi pare rău, dar nu se mai poate. Poți să iei banii și ăsta, că mie nu-mi trebuie. Și am fost prieten bun, ca frate am fost cu el. Nu s-a lăsat de prima. Trăie tată, tomă, dacă îi tăie degetul. Dacă îi tăie degetul, sigur. Da. Dar ziceam, nu mai pot, că îi pe termen. Dacă vrei să-l duci acasă, îl duci. Dacă nu... Mori acolo. Mori acolo. Mă, ce facem de rutină? Hai să-l duci. Mi-o dat mașină și apoi de acolo, mă, de la spital, mă... De la CFR? De la CFR, mă, pe trepțele de acolo sus, mă... M-am luat în spate, mă, doar că domne fierticam, numai că eram tare, da. Eram eu, nu eram sclav. Bun, și l-ați dus acasă. Și l-am adus și acasă. Aurul? Aurul, banii. L-am adus acasă și banii, tot. I-am dat la Leontina. Tu înțelegi? Da. Ce să țiu eu bani, aveam după eu, câte zile au murit de când au ajuns acasă? Păi spui eu. Asta l-am scos lunea din spital și zice, mai trăiește 2-3 zile, mai mult nu trăiește. Poți doar să-l corteut. Da, da. Și eu tot cum mă rea, no, tot eram lângă el. Cum e, dar era tot, cum să zic, tot roșu era, mă. Roșu și transpira. M-am prins din pat și m-am dus la biceu. Să-l duc la biceu. Îți vine să se urineze, dar nu putea. Nu putea, intra urina. Bun, o murit, după 3 zile a murit, așa-i? O murit. După 3-4 zile. Cât o zis doctorul ăsta? Cam cât a costat mormântarea? Îți spun eu, o fost, mi-am dus la... Că te zice că sicriul ăla a costat cât o garsonieră. Cât să coste, mă, omule, cât cri... Stai să spui. Mi-am dus în satul Gheorgheni. Așa. Care ăla făcea sicriuri. Da. Dar la făcea de stejar. Așa. Era un sicriu de la 10 mii. Bun. În vremea aia. 10 milioane, cum s-ar zice. Așa. No, atât a costat sicriul ăla. Caleașca o veni gratis sau cu fanfara? Ce? Că l-a dus pe mănășturi în jos, pe stradă, nu? Da, a venit ala lui Șocomeț, ca buștrap. Da. Și l-am luat din
casa și l-am pus pe ștrafă. Cu Diurița, că l-am văzut. Și casa. Ne-am dus la cimitir. Frumos. Bine, că și acolo pomană de ele, niște bere. Câte pare de verighete au costat alea? Nu au fost multe. Și restul au zis că tăți bani, au zis că nu a rămas nimic, că tot plătit la doctor operații. Du-te-mă, Simon, mă vezi de treabă, că și de la Dadoș i-a rămas aur, mă. Pe Dadoș a avut aur, mă. 22 de costume de hani au avut, băi. Numai hani din Elveția, costume la stand. Dadoș. Nu, a luat și ca, nu știu, și casetofonul a avut. Ai de la GBC, de la acordeon, a avut acordeon și ala l-a dus. Șeva. Plus costumile alea care le-a avut în dulap. Bine, mă, am zis că tătar, tu ce nu vezi, nici în de-ai. Deci acolo e cârja. Deci aia n-am putut să o tot. Aude. Ai o ruptă de capul lui. Da. O ruptă leona de capul lui. Era la dracului aia, mâța aia. Da. Da. Îl bată fetele, bă, mâncare. Da, Ștefanie. Da. Acum, Genela nu știu precis, Genela. Dar ce mi-au spus de astea două, da. Da. Că ele două, până la n-am văzut-o în casă. Sau era în casă și nu mai mi-amintesc. Da. Bă, ai copii, nu-i voie, mă, să fac așa ceva. Să iei unii copii. Copiii tăi. În adevărat. Nu-i voie. Pe și pe și el. Bă, că te-am purtat din spate și te-am grijit. Că zice, ară să trebuie de mâncat. Tu nu vezi că mereu și să uită copiii pe fereastră la tine dacă să-mi mișcă plapă, mai așa, suflă. Tu nu ai văzut și pipi, am o când... Dar și când ce faci, bă, scularea la pariuri. Dar ce să facă? Mă, cum să zic... Deci Dumnezeu, de-aia ce ne mâncă pe mama, am grijit-o până ultima secundă. Pe mama tine, tata a bătut-o, așa-i? A bătut-o tata? Simon, dragă, nu zic că eu stăteam așa și o scurteșul ăsta. Du-te. Da, și luam mâncarea. Și zice mama, păi, din la bună, ai diabet, ca să nu mânce. Te-a mâncat. Ai diabet. Scutea mama tine la bă, pui, cu diabet, să mă... Da, mă mâncă dacă ai diabet. Dar de atunci a avut? Da. Nu, diabet cred că a făcut de atunci de când a murit Leone. Așa e, Ștefanie? Da, da, auzi. Leontin a făcut mămăligă, nu uit niciodată. Simon atunci. Cu pui mămăligă din gură? E, când da, mă, că ai mâncat tot și riscașul ai mâncat și, și mămăliga cu brânză și cu cărnați. Tu le-ai mâncat. Eu n-am putut să mânc așa, că eu eram copil mic. Am venit la lucru de iară și era atunci pe vremuri cărnați bun, ceau băi de la bun. Și am luat un kilogram, că în 37 de lei era un kilogram de cărnați. Și am luat cărnați, am făcut cartofi rantaliți. Cu carnat și când viu, ăsta era legat de funie, de grindă. Ca în geni. Ca John Vine, ca vine tot, ca pe vine tot m-o legat. Zic eu, ce e asta, mă? Mă duc la el. Ce e cu copilul, mă? Lăsă să-mi bag pe ăla, lăsă să-mi bala urât. Cum mânca. Ai bai, mă. M-am dus, nici n-am mâncat, am luat pepsia cu tatu. Da, Ștefanie, că tu ai mâncat atunci, ai mâncat labo și cu niște. Și-o băgat și-n apătinie. I-am dat mâncare, din spalț, mă. Să lăsă pe coptil. Jucă-n omor și-o rup cărnat și-o dat în gură. Parizăl. Parizăl ce-o dat. Parizăl. Mă, el așa a fost, dar nu era la suflete, numai că el a vrut să facă om. Nu, zic cu cine să mâna, mă, Ștefanie, mă, că era... Foarte. Agresiv era. Agresiv. Nu te băia așa la box, la voința. E, dar nu, la CSM. Dar cu cine să mâna el, mă, omule, mă? Habar n-am.
Abar n-am. Din neamurile astea noastre. Nu știu, nu știu ce să zic, dar... El... Ori să mâna cu ăia lanța lui Bodea de la Turda. Poate că cu ăia. Din partea aia. Cu ăia să mâna el. N-ai văzut Flaviu? E. Ce bine să mâna cu tata. Leit. Leit? Au. Da. Ioi. Nu mă plac să mănânc cu el. Da. Dar pe groră aia l-ați nu-i cunosc. Cât ți-i spus că i-a mâncat ăla? Păi era Micuța. Da. Era Lida. Maria. Era Maria care a murit acum. Ivo la Mătrești. Cine? Ăla prate sau alu... Alu Ceferistiu. Trăiește ăla. Cum îl cheamă? Pilu sau cum? Pilu? E. Nu știu, nu știu. Așa ce vreau și ceva de aia. Nu știu, Flaviu încă da, frate. Da, are un frate, da. Dar nu știu, dur, la câmpie. La câmpie. Pe acolo. Asta cum îl cheamă? Tu. Bianca, că i-a mărât rău. Hai să mă găsi de-o cât de mâncare. Nu are pensie, nu are nimic. Da. L-a rutat în poză. Trebuie să amână cu Togeraș, cu bătrânul. Cu mulțeți alte. Nu l-ai cunoscut. Nu l-am cunoscut. Păi de mult și gata. Gata, nu mai să-mi încălcești părul. Gata. Dar stai că acum nu mai, că poți să-mi încălcești. Ma, peșe și gata. Acolo când mai este. Peșele, Dorina, aia când s-o dus, e gata. De-a mea mult și gata murit. Crede-mă. Numai eu, care am cunoscut, e mic copil. Român, tot așa mult. Tot așa, numai nou. La noi era altcumva, te cunoșteai. Tata s-o s-o pișa până la 18 pe el. Îl culcam pe somorzeac și mă pișa. Tot era mult. Că așa era în vremurile. Iar trăi ce țar, da. Cu câți ani era mai mare ca tine? Eu din 45. Și el era din 43. 37, da, mă, 37. Deci era nu știu, eu nu uit, mă, multe am umblat cu el. Multe, multe. Din 8 decembrie. Da, multe am umblat, luna viitoare. Avea 80 și vreo 5-6 de ani de trei. Nu, 10 avea, bun. Dar el mai trăie, mă, dacă s-a lăsat, se tăie gheri tot la mare. Dacă te ai 79 și eu cum mai bătrâni cu 3 ani, ai 82 de ani. Nu, 3, mai mult, mai mult. Ce nu mă, că și totul pic vă pe arată bine, mă, la 60 de ani sau cât are. Ștefănucu, a scăpat vreo unul de mâna lui Aurica? Niciunul. Nu. Nu, curva mare a fost. Cum, omule, bine, mă, și după ce te înșela, o luai înapoi? Eu fă dragă, mă, eu fă dragă, mă, că era faină țiganca. Era faină, mama, da. Duce azi înapoi. Duce, mă, mama tine, mă. Era dragă. Dați seama ce socră a avut Maia, mă. Da. Extraordinar. E și cu măsă au zis să nu stau. Na bine, cu aia au zis. Dar vezi că cu Aurica au zis adon apoi. Au zis. Și ultima dată când am fost cu Maria, au zis să-l țâp și să-l duc pe ea înapoi cu fata. Da. Dar trebuia să zici, mamă, nu mai trăiește Pandal. Mi-a spus, nu mai, gata. Nu mai trăiește Pandal. Toți au fost. Câți au fost de la măsurat, toți au fost aici. Plus rezerve. Bă, dar bătrânul ăla care stătea la lui baba, mai trăiește, mă? Nu. Nu, papu, știi? Nu, știu, cum Ioși, să zic. Ioși, mă, Ioși. Poftiți la gheciuri calde? Da. Nu știu unde s-a dus, a murit ăla. Aha, pe la Ploiești. Era de pe la Ploiești. La coptir. Deci așa, Ștefane, o aduce. Și ce zice că te tu, Aurica, de ce te-ai dus tu? Ce zice Aurica? N-ai întrebat-o. Deja, așa era mersul ei. Așa era mersul ei. O ducem... Săptămâna fugea. Du-te, mă! Nu stătea. El în căutare după ea. Deja, bă, mă, că și eu am fost tânăr, proșet, mă, 21 de ani. Fost tânăr, mă. Ce vrei? Acum era ăsta l-am văzut, mă, care pune viză, cum îl teamă? Șiopul. Șiopul, cu un covor în spate, pe lângă o vloasă. Cred că mereu era frate-sul. Acolo stă ăla. Cu un covor în spate, abia l-am văzut. Cine? Ciopu, cu un covor de la mare. Ce remi juca ăia? Ăla și pe rampă mereu să joacă remi. Da.
Nu știu că nu mai l-am văzut. Mult, ăla. Mult. Da, mult s-a avut și ăla. Mult. Dar Panda l-a murit, așa-i? De mult. Da. Da, Chioreanu. Chioreanu îl chema. Chema, Chioreanu. Mult. Era șofer pe taxi, nu ăla? Nu. Nu. Pe Mozvi, sau ce era? Cine era ăla cu chipiu în cap? A, ce feristul era. E? Gheorghe din Cara. Gheorghe din Cara. Avea mare, mare, mare spider de la. Da? Gheorghe din Cara, mă. Cu paltonul ăla de piele pe el. Așa e? Când a tras pe 19, mă. S-a tumbut la, la, la vreastă și-o dat cu capul de, de blană. Tatăl când a văzut. De dădeam de la două, făcea 21, Dorel. Ăla. Mi-am dat-o de la... I-am dat-o ce știi, că n-avea... Lusca. 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 Și câți bani am avut un mămăr. Păi nu știu, Ștefani, n-am fost acolo la masă. Nu știu. I-am dat-o corect, i-am dat pe tu snoariu, mă. Eu aveam jos noariu. Crăiță. Crăiță. Și ai tras pe 19. Ești unde era cartenică, dar nu știam că ce e. Da, da, da. N-a zice tatu, toate cărțile. În casă ai fost, mă. Dar n-am fost lângă tine, Ștefanie. Dar sigur, era Lusca, Fardi, era... Zice, eu tași, mă, din gură. Am mai trabă, mă. Am venit tot acolo. Da, da. Când acolo, mine așa, mă. Bine? Ai 21. Pui cărțile, am zis că poți, Michi. Păi, de ce că înainte, Arșeu, nu. Noaru, Arșeu și Crăiță. Ultimul, nu, ultimul am pus. Da. Noaru. Că eu tras o palmă la Fardi și scaunul să vă. O că am tras cu mă urmă. Da. O mă am numai dumne și ce? O să-ți Fardi pe 19 a tras. Poc! Deci, mai bine faci în fața palatului. Bine, aici lucrez. Unde? La mega asta, de lângă noi. Da? Aia, pază. Nu? Ce, de ce frate să-l domn de pista? Hindu spiritușul, mă. Că-s cu spiritușul. Ce-o fost tare, mă. Toți banii au băgat atâta, mă. La casă. Ne-ai zis povestea, Ștefanie, eu sută de ori. La fiecare tură zici că ți-o mai dat o palmă în plus. Ce? Diurița? Era profesor. Era profesor. Diurița ținea ceasul, ia și-n ea și tot așa, că avea orientul ăla. Ăla mare. Tot așa ținea cărțile și în asta în ea vedea... Pe îmbrățară vedea ce vine. Nu știu, ținea. Bă, tot uitam ce... Dar poți mici, nu așa, făcea cu bricheta. Cu bricheta. Gnașul, măi, yeah. Ține, și până când am băgat o grămadă de bani, mă. Da, vedea pe buchetă. Nu mi-am dat seama, 50.000 de lei am băgat, mă. Mă duc la... O casă. O casă, mă duc la Angi, la vecina mea. De unde ieși banii împrum? Mai ieși banii, eu îți dau. Dar banii de dat și e, că ar trebui să-ți iei ăsta mașina. Dă-mi 10.000, îndă. Eu când am văzut treaba cu... Bricheta. Cu bricheta am stat așa. Când aveam tuzul, vădeam iute mâna. Că știam că ține carte bună. Da, băi, mă iuță, bam în cap. Până când mi-am zis. V-am venit, păi, mă, domnul Boc. Domnul Boc? Da. Măi, zic, mie nu mai trebuie nimic, ne-am întors banii, face ce vreți. Da. La Loțica, măi. Ce? La... Loțica? La, acolo îmi baci? La babu, mă. Și acolo. Am lucrat bine, măi, de-a cărțile. Mi-a mărs bine că avem... Că am băgat cărțile. Poși Michi îmi băga cărțile. Da, el îi băga. Și... Poși Michi a rămas fără bani. Știi? I-am dat 5.000, în bună minte, am ce să văd. Da. La tatăl nu i-a convenit că i-am dat lui bani. Lua cărțile și le-a rupt. Hai, acasă.
cărțile făcute. Sigur, sigur. Nu știa țigani, era proști. Amintiri. Trebuie să-i faceți un topogan la boc. Ca aia pe jantie, când se fac materialele. Serios tu? Bine. Ce se pasă? Da. Bocoșel, cocoșel. La bocul că te vorbim. Mașină 600 de milioane. Pe mașină? Rip, ciucurel? Skoda, ultimul tip. Aha. Nu. De albă. Da, da, da. E viu? Viu. Să văd. Hup! Bă, da, băi, aveți două parcări. Cine știe pe unde e? Dacă are mașină, mâncați, am uitat să plimbă. Amu, nu mai tragi patul, așa-i? Așa dori. Nu, aia, până mâine, ce vine copilul. E? Până mâine, când a venit, mi-au pușcat toate prizele, de-a spartă toate aici, de-a mi-a făcut. Cum i-au pușcat prizele? Aici, pe paratele ăsta. Pe bocă-l dorem pe aici, pe aici, mâncați, să stă cu fire. Au! Au! Ca la americani. Dar bicicleta cui, bă, al copilul? La fata, la Irisa, pe... E? Bă, dar nu i-a spus, bă, la boc televizor, mă. Bă, la nu am dat găuri, mă, tu nu vezi că am dat găuri pe-n grindă? Noi ce desene de ăștia, Lianăs, canibali. Mă, i-am dat gaură pe-n grindă, pe-n părăite să-i bag cablu. Da? Păi îi pregătesc. Păi numai bine era aia pe acolo, nu-i așa ne arată. Nu, nu, că pe acolo îi bag ca să-l duc direct acolo. În labo și ce aveți? Carne, am făcut aseară, mai am încă carne. Da, e bun. Carne de pom. Nu mai stăm, Ștefanie. Mă stăm. Nu mai stau, bă. 5 minute. Nu mai stau. Mă duc. Am zis că e cu toată groază, spui să-mi dai să iau un punct de țigă, că n-am apucat de țigă. Da. O să da. Nu vei vine ăsta de pace. Ia, banditule. Stai să fiu un... Ține. Stai ce loc să vezi diabetul. Două secunde. La ora asta? E, să vezi. Dar ce ai acolo atâtea? Medicamente, băi, mă. Păi n-ai acolo un raf să ți le pui într-un raf, mă. Așa a fost. Ai dereglat aparatul de ai așa glicemie. Bă. Ce să stai? Ai gole, da. Păi aruncă-mă atâtea pungi gole aia acolo, mă. A sărăcie tragi. Băi, glasul meu! Hai, coce! Ia-te, ia caută unii punga cu ele care coce. Hai, coce! Bă, dar ce nu-i găsești un loc să-i le pui frumos? Nu. Numai să le iei din dulapă. Nu, că nu le folosește tăte, nu? Ui câte aparate de alea de tensiune are. Unii se le, mă. Mă lasă de-i pași, Ștefanie. Da, mă. Ia. Să, las că le-a... Zai să vezi numai două secunde. Ia. Bă, să ți le bagă aștia înapoi. Bagă-le de acolo, că nu mai știu. Stai să vezi, Leana, că... Ca să arăt că ce tensiune am. S-a mâncat omul prăjitul. Tensiune sau glicemie? Hă? Glicemie. Da. Așa. Nu. Dar cu
cum ți-ai făcut așa glicemia mică, bă, Boc? Păi ca să vezi, dar nu... Eu respect, mă, omule. Adică? Adică eu am grijă. Că dacă pe n-ai care că arăta gras o tablă de slănină. Așa, mă, slănină cu popricat acolo în frigider. Auzi că ți-ai mai luat una. M-am luat una. Și cu remorat. Mâncă cu remorat. Am mâncat o prăjitură, Leana. Oricum. Stai, Doamne. Ei, Doamne Iisusă. Dă-i. Stai, mă, picuț. Ce ăla, acu? E. Dar ți-ai făcut deja gaură? Da. 98. Iliana. S-a spus. 98, mă. Eu ți-o mințit? Nu. Cum, Ștefanie? Ce? Și... Păi da, ce medicamente iei? Bă, eu că mă rog la Domnul Iisus, în el, să știi. No, ți-a mințit? Bă. Dar ce medicamente iei? Ce medicamente? Să mâncare. Ce medicamente iei? Nimic, amu. Nimic, nu e Eliana. Ia. Nu mai iau nimic. Păi de ce nu mai iei? Nu mai iau. Păi... Insulina aia, vezi, aici ai? Dar de ce nu mai iei? Păi faci insulina. Dar că nu mai iau. Faci insulina. A, nu mai ai medicament? Păi dar după ce să iau? Să mă împung aiurea? A, dacă nu mai ai din asta mare, glicemie mare, numai când ai mare... Numai când am avut 200, 300, 350, 280. Așa. 400. Da, și ce ai făcut de ți-o scăzut? Nu prea mânc, Simon, dragă. Nu prea mânc. Ce-am făcut? Ia cash-ul. Auzi, mă copilule. Ce-am făcut? O făcut niște carne el. Dă-i pace tu, că ăsta lucră cu dracu. Ce lucră, mă, cu dracu? Nu, mă, tăi, sclănină cu varză lungă. Nu. Da, uite aici. Așa, uite-te, înjolată. Da, să vezi. Dar nu te păcălește? Uite aici. Sclănină. Și crudă, și dealantă. Și fasole fricată. Dubleche. Să mânci. Și... Ce aia zice, nu mânca dublete, că-i dulce și-i cu... Du-te, mă, omule, vezi de treabă. Auzi aici. Am avut și 93. Și 93. Și am avut cum am mai niciun medicament? Nu, iau nimic. Bine, Boc. Mă. Dar nu-i dai la grasul, e țigărozăs. Grasule, dar n-ai bani. N-am, sărac am. Păi am înțeles că ai pe acolo, nu știu, 5 milioane, ce? Unde? Sus. Na, sau am înțeles greșit? Greșit ai înțeles. Ai pierdut 5 milioane. N-am, dar asta nu țigării trebuie. Asta e bandit, asta e trebuie. Taci din gură. Nu, mă, n-am. Mere la păcănele, bă. Nu mere. Dacă eu zic, nu mai juca la Pușiu, am uită, de-am jucat, iar mă... Că duci la Ciuci. Nu mai jucat, dă-i drumul să vedea ca să stai Serus. Extraordinar. Ah. Zici, Ștefănuc.